fost dor de voi. Sincer, mi-a fost dor de voi. Știu că am mai postat clipuri, însă toate au fost planificate, filmate cu mult timp înainte, programate ca să intre pe canal când trebuiau să intre, pentru că am fost un pic în vacanță, încă sunt în vacanță și de aceea am vrut să fac un clip ceva mai relaxat, așa, ceva mai lay down. Am zis să fac un clip gen Q&A, v-am rugat să lăsați întrebările voastre și de aia o să încep pentru că am primit destul de multe întrebări și nu vreau să vorbesc 100 de ani, că știți că vorbesc mult. Începem cu întrebările de pe pagina de Facebook. Bun, prima întrebare a venit de la Andreea Maria Duță, care mă întreabă așa: dacă moneda națională ar fi fericirea, cât de fericită, cât de bogată ai fi, pardon, cât de bogată ai fi? Păi să știi că aș fi destul de bogată, îmi place întrebarea asta. Cred că aș fi destul de bogată și printre cei mai bogați. Nu pot să spun că sunt hiper mega fericită și că eu nu am zile proaste sau că nu-mi lipsește nimic, dar încerc pe cât posibil să fiu fericită fiecare zi, să mă bucur de fiecare lucru minuscul care mă poate, să fac, care mă poate face fericită. Decât să aștept, nu știu, eu nu văd fericirea că pe premiza o să fiu fericită când o să am atâția bani sau o să fiu fericită când o să am nu știu ce. Nu, fericirea se calculează în lucrurile mărunte, în lucrurile care îți dau energie, în lucrurile aia care te fac să te simți bine, care, nu știu, pe care le-ai face tot timpul. A doua întrebare, care este rujul tău preferat? Da, am destul de multe rujuri, luciuri de buze. Mie de regulă îmi plac glosurile, nu prea îmi plac rujurile sau numai rujurile. De regulă când aplic un ruj, îl combin cu un glos. Îmi plac foarte mult butter glossurile de la NYX, care sunt o combinație așa perfectă între ruj și gloss, sunt acolo la jumătate, stau foarte bine. Acum pe buze am iarăși un lip lacquer Apocalypse de la Rimmel London, la care am făcut un review și care îmi place foarte mult, este nuanța Nova. Nu mai știu ce altceva. În ultima vreme n-am purtat decât glossuri sau, pentru că am fost în vacanță, nu m-am machiat foarte mult și am purtat balsam de buze. Nu m-am machiat și atunci am purtat balsam de buze, deci nu-mi vine nimic acum aminte. A treia întrebare e tot de la Andreea. Care site de cărți îl folosești cel mai des? Adică ce site de cărți? Nu-mi dau seama dacă se referă la un site de pe care cumpăr cărți sau un site unde pot să vorbesc despre cărți. De cumpărat cărți online nu prea am cumpărat. Prima dată a fost ultimul unboxing de la Elefant. A fost singura dată când am cumpărat online cărți. În rest n-am cumpărat. Mi-a plăcea să mă duc în magazin să cumpăr cărți, dacă despre asta este vorba. Și în rest îmi place să-mi petrec timpul pe Goodreads să discutăm despre cărți. Acolo, da, într-adevăr, îmi place să stau să discutăm despre cărți. Goodreads este un fel de Facebook pentru cărți, pentru cine nu știe, și este un site genial, sinceră să fiu. Îmi place foarte mult pentru că te ajută să intri în legătură cu foarte multe persoane care citesc tot felul de cărți. Cărți pe care le preferi și tu, poate alte cărți, poți să-ți recomande cărți și așa mai departe. Există și cărți românești care sunt pe site-ul ăla. Poți face un fel de challenge anual în care să, nu știu, să-ți propui să citești, nu știu, un număr de cărți. Eu anul ăsta mi-am propus să citesc 35, după care a trebuit să reduc challenge-ul la 25 pentru că n-am avut timp să citesc. Care e parfumul tău preferat de vară? N-am un parfum preferat de vară. Anul trecut mi-a plăcut foarte mult Lovely Garden de la Oriflame, care îmi place și anul ăsta. Nu l-am mai purtat atât de des ca anul trecut, dar îmi place foarte mult. Ăsta să spunem că ar fi de vară, dar parfumul meu preferat în general este Miss Dior Cherie de la Dior. O să mai fac unboxing-uri de la Oriflame? Probabil că da, n-am mai făcut în ultima perioadă pentru că nu am mai comandat, nici nu am avut timp să mă ocup de Oriflame și de comenzi și de toate cele. Oricât aș fi vrut și cât am zis că o să încerc pe cât posibil, am avut o perioadă extrem de încărcată. O să mai fac. Deocamdată am acumulat destul de multe produse de la Oriflame și nu-mi place să am foarte multe produse pe care să nu le folosesc. Am zis întâi să termin stocul pe care l-am și ulterior să vedem dacă mai place ceva, o să mai cumpăr mare sau munte. Cred că mai mult munte. N-am fost la mare decât o dată până acum și nu la noi. Am zis că o să mă duc anul ăsta și n-am ajuns și nu cred că o să mai ajung anul ăsta la mare. Și da, dar îmi place foarte mult la munte, după cum ați văzut în vlogurile mele, am crescut într-o zonă de munte și îmi place că
E un peisaj în continuă schimbare. Dacă pleci din locul în care stai, te duci câțiva kilometri mai încolo, se schimbă peisajul și e frumos. Vara sau primăvară? Știu ce alegi. Primăvară. Primăvara pentru că, în primul rând, sunt născută primăvara și, de al doilea rând, pentru că e o senzație frumoasă primăvara și că toată natura se renaște așa, totul e proaspăt, totul e fresh. E senzația aia când după o iarnă destul de lungă, înghețată, morocănoasă, așa, cenușie, explodează tot și vezi peste tot numai flori, vezi peste tot numai frunze verzi, totul e proaspăt așa. Te-ai gândit vreodată să te lași de YouTube? De fapt, asta este un subiect care, mă rog, l-am dezbătut cu voi mai de mult, anul trecut în special. Anul trecut era să mă las de două ori de YouTube pentru că, mă rog, odată mi-am stricat camera și, în al doilea rând, nu știu, creasem eu, eram într-o perioadă foarte proastă. Și au fost și ați fost extrem de multe dintre voi care mă urmăriți, care mi-a spus că ar fi păcat să mă las acum, după ce am muncit un an și ceva ca să fac canalul de YouTube, ca să adun abonați, și mi-am dat seama că, într-adevăr, nu e chiar, nu ar fi fost corect să mă las de YouTube atunci. Nu, în momentul de față nu mă mai gândesc să mă las de YouTube, am să fac clipuri cât am să pot și cât am să simt că am inspirație și că am ce să vă spun. În momentul în care, nu știu, nu o să mai am subiecte, deși mă îndoiesc, nu o să mai fac clipuri, dar nu vreau să mă gândesc la asta. Eu de regulă mă las de un lucru în momentul în care, nu știu, mă mai atrage, nu mai spune nimic nou, nu mă mai interesant, nu mai am ce să lucrez la el. Și atunci las baltă pentru că mă plictisesc de lucrul respectiv. Ori YouTube-ul pentru mine în momentul de față nu face decât să mă facă să fiu mai inventivă, să descoper noi lucruri, să învăț din ce în ce mai mult. Și așa că, nu știu, în viitorul apropiat cu siguranță n-am să mă las de YouTube. Bun, următoarele întrebări de la Andreea Covaci. Și wow, mamă câte sunt! Bun, prima întrebare. Stați că nu o găsesc. Care nou timp îți place mai mult? Vara, toamna, iarna sau primăvara? Am răspuns deja, am zis că primăvara. Ce oraș ai vrea să vizitezi? Absolut tot. Și în România aș vrea să văd tot ce se poate vedea și în străinătate, adică tot. Am așa ca orașe care mi-ar place să le văd în capul listei, ar fi, nu știu, Barcelona, Parisul, New York-ul. Ce mi-ar mai place să văd? Da, astea ar fi principalele, primele, dar mi-ar place să vizitez cam tot ce s-ar putea vizita, să văd absolut tot ce s-ar putea vizita. Care a fost primul tău telefon, Dumnezeule? Eram în clasa 12, cred că, și primul meu telefon a fost un Nokia. Era un Nokia din aia exact atât de mare, avea partea cu taste roșie, partea din spate era gri, închis. Era un Nokia 1000, nu știu cât, nu, sau nu știu exact ce număr era, dar în orice caz, nu era cu ecran color sau era? Ah, ba da, era printre primele chestii Nokia care păruseră cu ecran color, dar nu făcea absolut nimic. Era un Nokia din ăla cu ecran color, dar tot pixelat era, așa. Era bun, doar să dai telefoane și mesaje. Dacă ai primi 1000 de euro, ce ai face cu ei? Te-ai duce într-o țară străină pe care îți doreai de mult să o vizitezi, ți-ai cumpăra o mașină sau ți-ai cumpăra haine și dulciuri? Da, 1000 de euro sigur nu mi-ar ajunge ca să-mi cumpăr o mașină, în primul rând, deci nu, asta în niciun caz. Dacă aș reuși să fac un buget și mi-ar ajunge 1000 de euro pentru vacanță, aș pleca în vacanță, dar de altfel, dacă știi că nu mi-ajunge 1000 de euro ăia pentru o vacanță și mai trebuie să pun, și cel mai probabil în străinătate, dacă aș vrea să merg în străinătate, nu mi-ar ajunge. Deci mi-aș cumpăra haine și dacă prin dulciuri te referi la make-up și la pantofi, make-up și pantofi. Ai iubit? Despre asta nu vorbim. Asta puteți să vorbim absolut orice vreți voi pe canalul meu de YouTube, absolut orice vreți, dar nu despre subiectul ăsta. Dacă vreodată, cât sunt pe YouTube, se schimbă ceva în ceea ce privește statutul meu, și anume mă logodesc, mă căsătoresc, fac un copil, nu știu ce, o să știți, o să aflați, o să vă spun asta. Dar până atunci, ce cameră de filmat ai? Stați să mă uit, că nici nu știu. Este un Sony pe care scrie Sony Handycam
și sunt o felul de cifre și de numere. O să vă las eventual toate datele de la cameră în bara cu descrieri, dar ca să înțelegeți, pentru cine nu se pricepe la tehnică, ca mine, este o cameră Sony din aceea micuță pe care o țin în mână și cu un flip screen din ăla. Nu e un DSLR sau ceva, dar este foarte bună. Dacă vreți, nu știu, să vă luați o cameră pentru a face clipuri pe YouTube sau pentru a face clipuri în general, dar nu vă permiteți un DSLR sau credeți că nu merită investiția un DSLR, un genul ăsta de cameră e chiar foarte bună, are un zoom bun, calitatea este foarte bine, filmează cu 1080 la 1080 Full HD, deci eu zic că e bună, e chiar bună pentru genul ăsta de lucruri. Mai ai și alt prenume în afară de Nicoleta? Da, primul meu prenume este Ioana. Așa, câți ani ai? 25? Dacă Bucureștiul ar fi interzis să mai fie, să mai locuiești acolo. Dacă Bucureștiul ar fi interzis să mai, să mai fie locuit sau să mai locuiești acolo, unde te-ai muta? Habar? N-am. Nu știu. Nu știu ce aș face dacă Bucureștiul ar fi interzis. Nu știu, mi-aș face un propriu oraș. Habar? N-am. Unde m-aș muta? Nu cred că m-aș muta la Târgu Mureș. Am fost acum în vacanță. E un oraș din ăla așa de vacanță. Probabil în Sinaia. Am fost iarăși de curând în Sinaia și mi-a plăcut orașul. Nu știu. Probabil la Sinaia? Ce ziceți? Mă primiți la Sinaia? Ce cărți ne recomanzi? Dacă mergeți pe canalul meu de vloguri, o să găsiți acolo tot felul de recenzii la cărți pe care le-am citit și o să vedeți ce mi se pare, cum mi se par mie cărțile astea. O să mai vină în curând încă destul de multe recenzii pentru că am citit în ultima vreme. M-am pus iarăși pe citit și o să mai vină câteva recenzii. Cel mai bine mergeți să vedeți un review acolo sau intrați pe Goodreads și acolo găsiți cărți pentru toate tipurile, ever. Dacă e să luăm așa, mie îmi plac cărțile distopice, cărțile fantastice, distopice. Îmi place foarte mult Divergent. Asta este o carte distopică pe care cred că toată lumea ar trebui să o citească, pentru că este o carte foarte frumoasă. Mi-a plăcut și Hunger Games foarte mult. Mi-a plăcut și Delirium. Dacă vă plac cărțile cu vampiri sau seriile astea cu vampiri, ca seriile din Casa Nopții, ele sunt niște serii foarte frumoase și ușor de citit. Sunt niște cărți foarte frumoase și ușor de citit. Tot legat de vampiri, mai sunt cărțile din Academia Vampirilor, dacă vreți să citiți. Deci sunt destul de multe cărți. V-am zis, dacă mergeți pe canalul meu de vloguri, am recenzii destul de multe și la cărți cu ficțiune istorică, dacă vreți. Filipa Gregory are foarte multe cărți bune. Dacă vă plac ficțiunile istorice, vă recomand cărțile scrise de ea, pentru că scrie foarte bine, foarte bine autora respectivă. Ce machiaj / produse ne recomand pentru vară? Pentru vară, nu știu, eu de regulă zic că machiajul trebuie să fie cât mai lejer, cât mai fresh, cât mai proaspăt, dacă se poate. Să eliminați fondul de ten sau, nu știu, BB cream-ul este chiar perfect. Deci dacă ați putea să le eliminați, ar fi perfect. Dacă aveți un ten care nu are foarte multe probleme, nu văd de ce ați mai pune vara un fond de ten pe față care după aia să curgă când transpirați sau când intrați în apă. Un rimel cred că ar fi bun. Totuși, dacă vreți să purtați un fond de ten, dar iarăși ceva, să fie ceva lejer, ăsta de la L'Oreal este genial, deci vă jur, este genial, se vede absolut incredibil. Eu am destul de mulți pori pe aici și am pistrui și în perioada verii pistrui ăștia ies îngrozitor în evidență. Ăsta este genial, fondul ăsta de ten. Îți matifiază tenul și arată foarte natural pe ten și e foarte lejer. V-am zis, este apos. Am un review la ăsta, vi-l las și pe la bara cu descrieri dacă vreți în materie de, să spunem, fond de ten. Da? Dacă vă trebuie. Am așa, am ăsta, bronzerul ăsta de la Essence. Este foarte bun, foarte, foarte bun și mai ales pentru începători care, nu știu, nu prea se descurcă cu bronzere, nu se miroase a nucă de cocos. Ce vreți mai mult de atât? Este genial, se întinde foarte bine, este lejer, nu se strânge pe față. A fost cât? 26 de lei, deci este la un preț acceptabil, având în vedere dita mai asta în care vine. Așa, ce ar mai fi?
Aici am pun asta de la Stay Matte în cazul în care aveți nevoie de o pudră, pentru că vara de regulă s-ar putea să aveți nevoie de o pudră. Așa, și rimel. Eu vara asta n-am folosit rimeluri rezistente la apă, decât să-mi pun rimel rezistent la apă, mai bine nu mai pun deloc. Am pe asta de la L'Oreal, pe care abia acum l-am deschis, volumisime. Am vrut să-i fac un first impression, a trecut ceva timp de la haul-ul din care l-am luat. Este genial, credeți-mă, este super și l-am luat la reduceri pentru că abia a apărut pe piață la noi. Este absolut incredibil ăsta. Și ăsta de Colossal Volume de la Maybelline, iarăși, este un rimel foarte bun. În rest, pentru buze, tot așa. Ceva ușor, lejer, natural. Pot să fie baby lipsurile de la Maybelline, pot să fie, nu știu, balsamuri din astea care dau senzație așa de culoare pe buze, sau poate să fie chiar un gloss ceva lejer care să nu fie lipicios. Ce vlogger ai vrea să întâlnești? Habar n-am. Nu știu. Acum nu știu dacă se referă strict la youtuberițe sau strict la, doar la persoanele care fac vloguri. Nu prea urmăresc persoane care fac vloguri. Eu de regulă mă uit la vlogurile persoanelor care au un canal de YouTube dedicat ceva, pentru ceva, pentru beauty, pentru comedie, pentru ceva. Nu știu, sunt foarte multe din străinătate, din America și din Canada, pe care le-aș urmări, chiar și din Anglia. Youtuberițele românce, nu știu, sunt destul de multe și din România. Dar ar fi drăguț, adică ar fi drăguț să se întâmple și la noi, cum se întâmplă, mă uit la americance de regulă și le văd că se adună multe dintre ele și sunt 4-5 la un loc și sunt prietene și se înțeleg bine și fac clipuri împreună. Mi-ar place să fac și eu chestia asta dacă aș avea cu cine. Dacă s-ar interzice YouTube-ul, ce ai face? Nu știu, sper să ne ajungem acolo. YouTube-ul pentru mine este un lucru foarte important, adică mie îmi place foarte mult să fac clipuri pe YouTube. A devenit o chestie pe care am vrut să o fac doar așa din curiozitate, o chestie pe care vreau să o fac din ce în ce mai bine și am planuri ca în curând să îmi dezvolt canalul de YouTube și o să vedeți că o să încerc să îmbunătățesc și calitatea clipurilor și subiectele pe care le aduc. Lucrez la chestia asta, acum am început să fac o listă cu clipuri pe care aș vrea să le fac și cum să le fac, adică să le dau cât de cât un contur. Din păcate, nu e jobul meu full-time. Mi-aș dori să fie jobul meu full-time. Mi-ar place să fac asta, ca și profesie, din păcate, încă nu se poate la noi. Așa că, nu știu, probabil m-aș concentra pe altceva. YouTube-ul, iarăși, pentru mine este un mod de a-mi elibera creativitatea, pentru că eu sunt un om creativ, sunt un genul de om care îi place să facă ceva, să vadă că iese ceva din mâna lui și atunci asta îmi permite să fiu creativă. Dacă n-ar fi YouTube, probabil, nu știu, aș picta, aș face alte lucruri creative care să-mi consume energie asta. Eu un fel de energie total diferită de restul tipurilor de energie pe care le are un om, cel puțin eu așa o văd și așa o simt. Și dacă la un moment dat, la un anumit timp, nu o eliberez, nu fac ceva creativ, nu mă simt bine. Nu mă simt nici fizic, nici psihic nu mă simt bine și iarăși nu mă ajută cu nimic dacă nu mă simt bine. Ai vrea să mergi în China sau în Hawaii? Sigur că da, aș vrea să merg, aș vrea să văd și China pentru că au o cultură fantastică, au o cultură de milenii care s-a trecut prin milenii și a învățat, nu știu, cred că întreaga lume a învățat de pe urma lor. Și aș vrea să merg și în Hawaii, nu numai pentru că plajă și hula și toate cele, dar pentru că și acolo iarăși este o cultură care, nu știu de câți dintre voi o știu, dar este o cultură specială și aș vrea să văd și locurile respective, normal. V-am zis, aș vrea să merg oriunde e posibil să merg. Bădulescu, Elena Cătălina, pe care, sunteți niște fete grozave, mă întreb așa, ce te face fericită? M-ai răspuns la întrebarea asta sau nu? Nu, aia era cu cât de fericită aș fi. Sunt foarte multe lucruri care mă fac pe mine fericită. V-am zis, caut fericirea în lucruri mărunte și mici și pe care le pot atinge în fiecare zi. Sunt foarte multe lucruri care mă fac fericită. Dar așa, esențiale, lucruri, nu știu, îmi place foarte mult să pictez și mă face fericită, mă descarcă de multe energii și de multe lucruri pictatul și desenul. Asta mă face să fiu fericită,
turma aia de copii de afară, 6 pisici și 4 căței. Ei mă fac fericită și mai ales dimineața când la ora 6 râcăie la ușă că trebuie să le dau să mănânce. E o splendoare. Dar mă fac fericită și iubesc foarte mult. Nu știu, faptul că pot să învăț multe lucruri noi, că am capacitatea de a învăța mult și că am capacitatea de a înțelege foarte multe lucruri. E destul de complicat. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să zic, dar ideea că sunt conștientă că pot să învăț și că pot să am control asupra mea ca om, asupra ceea ce spun, a ceea ce simt, a ceea ce fac și a ceea ce se întâmplă în jurul meu, asta mă face extrem de fericită, pentru că asta îmi dă o senzație de libertate fantastică pe care nu știu câți se sizează că wow. Și asta, da, mă face fericită. Și multe lucruri mărunte, sunt extrem de multe lucruri mărunte care iarăși mă fac fericită la nebunie. Care parte a zilei îți place cel mai mult? Dimineața. Eu sunt un om care s-a trezit de mic, că de la 3 ani, de când trebuia să merg la grădință, m-am trezit din foarte devreme. Și am rămas cu obiceiul ăsta de a mă trezi devreme. Acum mai trag de mine și dorm și mă lenevesc, dar dimineața îmi place cel mai mult. Îmi place când ies afară și aerul ăla proaspăt și eventual îmi fac un ceai sau o cafea și iese mirosul ăla de cafea în aerul ăla proaspăt, e genial. Și faptul că nu e atât agitație, e liniștea aia dinaintea furtunii dimineața, pentru că dacă vă treziți de vreme, la 6, la 5:30, 6, undeva până în 7, o să vedeți că, nu știu, se simte altfel atmosfera și e calmul ăla înainte de o zi agitată. Și îmi place foarte mult dimineața. Ce faci când trebuie să fii în două locuri simultan? Aha, mi s-a întâmplat să vreau să fiu în două locuri simultan. Am încercat ori să stau 5-10 minute într-un loc și după aceea să mă duc în celălalt, ori dacă nu se poate și nu se poate, trebuie să-l aleg pe cel mai important. Dacă este cazul să sacrific una din situații în favoarea celeilalte, pentru că cealaltă mi-aduce, nu știu, trebuie să fiu acolo sau e mai important să fiu acolo, da, o sacrific. Pentru că n-am cum să mă multiplic, aș vrea, sincer. Deci, pe cuvântul meu, dacă n-aș vrea să fiu ca Star Trek sau ca în desene, să-mi fac clone. Ce gamă de produse cosmetice preferi? Nu am una preferată, am foarte multe produse din, adică foarte multe, am produse din cam toate gamele posibile, cel puțin astea, drugstore, le-am cam pe toate, aproximativ pe toate, poate eu sunt una, două care îmi lipsesc și din fiecare e câte ceva bun, deci nu pot să exclud pe una în favoarea celelalte, nu cred că aș putea să rămân cu o singură gamă. Ce îți dorești să încerci în materie de make-up? Aoleu, doamne, am o listă. Iarăși, ca în desenele animate, ați văzut când se dă drumul la un sul de papirus, așa, și se duce și nu se mai oprește, așa e lista mea cu produse pe care aș vrea să le încerc. Începând cu Sephora, absolut tot ce înseamnă Too Faced, Make Up For Ever, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, toate astea aș vrea să le încerc, deci toate așa. MAC, produse de la MAC, iarăși aș vrea să încerc o mulțime. Sunt extrem de multe produse pe care aș vrea să le încerc și mai bine nu intrăm în discuția asta. În ce parfum îți place? Am spus Miss Dior Sherry de la Dior. Care este cel mai scump, dar și cel mai ieftin produs pe care l-ai? Habar n-am. Cred că, dacă mi-aduc eu bine aminte, cel mai scump produs pe care l-am eu este paleta asta Naked Basics de la Urban Decay, pe care o am de ceva timp. Am folosit-o în multe tutoriale. Cred că asta e cel mai scump. Cred că a fost undeva în jur de 200 de lei când am cumpărat-o, doar chestia asta mică, dar am vrut-o pentru că n-am mai văzusem în altă parte și chiar n-am mai văzut-o în magazine de atunci. Și cred că cel mai ieftin produs de make-up, da, sunt rujurile astea de la Oriflame. Astea simple sunt vreo 7 lei și ceva când sunt la reduceri. Deci cred că asta intră ca cel mai, le mai ieftine. Fără ce nu mai putea trăi? Fără apă. Științific s-a demonstrat că fără apă n-aș putea să trăiesc. Nu știu fără ce n-aș putea să trăiesc.
Da. Nu-mi place să mă atașez de lucruri. Bine, ar fi, aș putea să spun că fără ce n-aș putea să trăiesc, dar vorbind în materie de make-up, nu știu dacă aș avea ceva fără care aș putea să trăiesc. În momentul în care te atașezi foarte mult de un lucru sau de un om, nu-i mai poți da drumul și nu mai poți merge înainte. Așa că încerc pe cât posibil să nu mă atașez. Da, există persoane fără de care nu știu dacă aș putea să trăiesc. O prioana 11 mă întreabă așa, unde lucrez? În București lucrez la o firmă de brochetaj. Dacă ați văzut lupul de pe Wall Street, cam asta se întâmplă și la noi, cu excepția striptoazelor, a banilor aruncați pe geam și a, nu știu, sute de milioane investite de alții. Care este magazinul tău preferat? Dacă vorbim de haine, în ultima vreme a început să-mi placă foarte mult Stradivarius. Nu știu de ce, îmi place din ce în ce mai mult lucrurile pe care le aduc la ei, dar nu numai Stradivarius, mi-am luat și de la New Yorker, mi-am luat și de la Chemvelo, tot felul de lucruri, deci cam astea ar fi preferatele. Și dacă vorbim de make-up, cred că Sephora. Adică Care este este cartea cartea ta ta preferată? preferată? Divergent de Veronica Roth. Este prima carte din seria Divergent, care este o serie genială. Dana Ioana 29 mă întreabă care sunt serialele mele preferate. Da, nu m-am mai uitat de mult la seriale. Adică aveam într-un timp, mă uitam așa, mă uitam la Jurnalele Vampirilor, The Housemaids. Este un serial iară pe care am rămas la sezonul 2 și nu l-am mai văzut. Vicious, este un serial englez pe care am terminat acum de curând sezonul 2. Ăla este genial. Este un sitcom englez cu glume englezești foarte frumoase. Puteți să-l vedeți ca numai 7 episoade pe sezon. Și mai plăceau The 100. Iarăși am rămas, cred că la începutul sezonului 2, nu mai știu sigur pe unde și... Așa, pe televizor mă mai uit seara, când am timp și când sunt acasă, mă uit la The Nanny. Este pe Acasă Gold. De dacă. Iarăși un sitcom american de prin anii 90, de la începutul anilor 90, care este spumos, foarte haios. Place la nebunie. Așa. Următoarele întrebări. Oh, iarăși sunt multe. Vin de la Helga Nan, de care vă ziceam că este o scumpă. O să vă las canalul ei în bara cu descriere pentru că este o fată genială. Genială. Și la modul în care am observat o chestie. Ea este printre puținele, și acum nu vreau să se supere lumea pe mine, dar este printre puținele youtuberițe care m-au tratat la fel de la început până în prezent. Au fost foarte drăguțe cu mine, a fost foarte drăguțe cu mine la început și a rămas la fel. Deci nu s-a schimbat. Fie că i-am vizionat sau nu clipurile, fie că am vorbit sau nu cu ea, fie că am mai trecut una pe canalul celelalte, a rămas tot timpul la fel de drăguță cu mine, spre deosebire de... Mă, nu discut. Care este locul la care visezi de mult să ajungi? Păi sunt foarte multe locuri la care visez să ajung. Adică, dacă o luăm de la cele mai mici locuri și cele mai apropiate, aș vrea să ajung pe Bucegi, să văd Sfinxul și Babele. Am avut două tentative săptămâna trecută și n-am ajuns. Nu știu să văd dacă reușesc săptămâna asta. Aș vrea să ajung așa urgent, urgent la mare. Dar aș vrea să văd un alt loc pe care mi-aș dori foarte mult să-l văd. Ar fi Machu Picchu. Egiptul, mi-ar place să-l văd foarte, foarte haioasă. Dacă ar fi să scriu o carte despre ce ai scrie și cum ai numi-o. Un lucru pe care voi nu-l știți este că mie chiar îmi place să scriu. Înainte de facultate chiar făceam un fel de Doamne, ce am de mă bâlbâi halul ăsta azi. Făceam un fel de mini-romane, scrieam tot felul de chestii. La un moment dat am ajuns să scriu destul de mult, acum nu știu cât era de bună povestea pe care o scrisesem eu. Le-am aruncat, le-am șters, le-am aruncat pe toate. Pe perioada facultății n-am mai scris nimic, pentru că eram ocupată și concentrată pe ceea ce făceam în facultate și după facultate am constatat că nu mai reușeam să scriu chestii așa fantastice cum o făceam înainte. Pentru că facultatea mea fiind o chestie foarte exactă și trebuind să fii extrem de concis și să faci analiză politică și multe, multe lucruri și să fii extrem de explicit, parcă mi-ar fi luat așa din chestia asta, din capacitatea de a scrie. Mi-ar place foarte mult, foarte, foarte mult să scriu
cel puțin o carte, am 20.000 de idei în cap acum, nu știu pe care să o pun în practică și cum să o pun în practică. Mi-ar place, dar mi-ar place mai mult decât povești din astea sau romane așa fantastice, să scriu o carte, nu știu, care să vă ajute pe voi, să vă îndrume, să vă... Nu știu, din experiențele mele, din lucrurile pe care eu le-am învățat pe pielea mea, de exemplu, am trecut prin perioada aia nenorocită cu acnea, am trecut prin depresie, am trecut prin multe chestii de genul ăsta pe care eu le-am trecut singură, le-am înfruntat singură. Le-am înfruntat singură, fără ajutor de la specialiști, fără medicamente, fără tot felul de tâmpenii de genul ăsta. Și mi-ar place să scriu despre chestiile astea ca să vă ajute. Adică știu că la noi în țară nu toată lumea are bani să se ducă la medic, nu toată lumea are bani să și ea nu știu ce. Și nu sunt medic, nu sunt un om specializat în chestia asta, dar sunt un om care a trecut și și-a revenit singură din lucrurile astea. Și, nu știu, mai aș gândi că poate chestia asta v-ar ajuta. Poate experiențele mele și felul în care am trecut prin lucrurile astea și cum le-am depășit v-ar ajuta. Nu știu, acum spuneți-mi voi, de exemplu, ce v-ar place să citiți, ce cărți v-ar place. Nu neapărat scrise de mine, să fim serioși, că până ajung eu să scriu o carte mai durează, dar ce v-ar place, de exemplu, ce cărți v-ar place să găsiți voi într-o librărie, nu știu, scrise de o youtuberiță, da? De la noi. Iar în ceea ce privește titlul, sinceră să fiu mai omorât, pentru că eu sunt omul cel mai dezastruos la a da un titlu sau un nume la ceva. Și când scriu titluri pentru clipurile mele, stau îngrozitor de mult să mă gândesc cum să-i spun la clipul ăla. Bine, când e cu tematică, cam am idee, dar vreau să-i dau un titlu care să sune bine și... Tot timpul numai în engleză îmi sună bine și de-aia de multe ori titlurile mele de la clipurile mele sunt în engleză. De-aia nu știu ce titlu ești la cartea mea. Care este desertul tău preferat? Mie îmi place dulcele la nebunie, adică îmi plac lucrurile dulci, dulciurile de nebunesc, îmi plac foarte mult gogoșile. Ai, de capul meu specialele făcute de casă sunt nebunită. Eu când fac gogoși, până termin de făcut toată seria de gogoși, mănânc câte 20. În momentul în care am terminat de făcut gogoșile, nici nu vreau să le văd, sunt așa. De-aia nu știu. Gogoșile îmi plac foarte mult, îmi plac tartele mult de tot. Plăcinta cu mere, iarăși mă nebunește, îmi place la nebunie. Ce mai plac? Prăjiturile care au foarte multă frișcă. Da, îmi place dulcele. Când ai plâns ultima dată de fericire? Nu mai știu. Nu plâng de fericire, nu plâng atât de des. Ca să plâng de fericire, trebuie să fie un sentiment extrem de puternic, să fie ceva care simt că-mi iese din interior, ca să mă facă să plâng. Dar nu mai știu când am plâns. Am văzut acum 2 zile un documentar al lui Wayne Dyer. Este un om specializat pe chestiile astea de self-help și tot felul de chestii din astea constructive. Și am văzut un documentar care se numește Schimbarea. O să vi-l las pe pagina de Facebook și o să vi-l las aici în barea cu descrieri, pentru că este un documentar pe care trebuie să-l vedeți. Te face să înțelegi foarte multe lucruri și mai ales cum ai putea să privești lumea înconjurătoare și felul în care să-ți atingi tu scopul și mai ales să înțelegi care e scopul tău. Și asta cred că m-a făcut un pic să plâng, pentru că m-a ajutat să-mi lămuresc niște lucruri, niște întrebări pe care mi le tot puneam eu de o vreme încoace. Ce ai face dacă ar dispărea toate boabele de cafea din lume? N-aș fi foarte supărată. Eu, din primăvară, de când am avut o stare destul de proastă de sănătate, nu, am rănit-o cu cafeaua așa. Acum beau cafea doar pentru că îmi place mirosul, îmi place gustul, dar nu mai beau în fiecare zi. Beau la 2-3 zile, n-am mai băut cafea de 4-5 zile și nu-i duc dorul, adică nu mi se... Nu mai provoacă nevoia aia de cafea pe care... O simțeam înainte, așa că nu mă simt supăra dacă ar dispărea cafeaua. Există ceai verde, sunt hiper fericită dacă rămâne ceai verde. Care este ultimul film vizionat de tine? Ăsta este serialul ăsta, documentarul ăsta de care ziceam, Schimbarea.
v-am zis, vi las în bara cu descrieri, este pe YouTube, vi las în bara cu descrieri și pe pagina de Facebook, pentru că e genial. Ce te inspiră în momentul de față? Sunt foarte multe lucruri care mă inspiră. Mă inspiră de la natură, de la oameni, lucrurile prin care trec, ceea ce mi se întâmplă mă inspiră. Poate să mă inspire o conversație cu o anumită persoană, poate să mă inspire doar, nu știu, un peisaj pe care l-am văzut. Sunt foarte, foarte multe lucruri. Găsesc inspirație în absolut orice și cred că există inspirație în orice. Pe Ask FM, Cathy m-a întrebat de ce am ales să merg în Ardeal singură. Pentru că aveam nevoie să ies de aici, de unde sunt acum, să închid ușile în spatele meu și să nu las nimic din ce s-a întâmplat în ultima perioadă să mă afecteze. Vreau efectiv să ies, să stau singură, să mă gândesc, să caut inspirație, apropo de ce mă întreba Helga, și să respir. Bun, dragile mele, cam astea au fost întrebările, au fost destul de multe. Cred că cu toate întreruperile pe care le-am avut, pentru că au trecut cel puțin 5 miliarde de mașini în perioada în care am filmat, am un clip de 2 ore de editat acum, pe care mă duc să-l editez. Sper că v-a plăcut, sper că v-au plăcut răspunsurile mele și întrebările pe care mi-au fost puse. Dacă aveți alte întrebări, nu uitați să mi le lăsați. Aveți așa pagina de Facebook, aveți Instagram, Twitter, Snapchat, Ask FM, toate astea. Deci în afară de pagina de Facebook, absolut toate conturile mele au Nicoleta Nic. Ăsta-i contul meu, acolo mă găsiți. Nic cu Y. Și dacă mai aveți alte întrebări, o să vă răspund cu mare, 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 mare drag. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!